Astăzi este o zi super specială, super specială. Am zis să vorbiți mai încet, că deranjați. Filmezi? Da. Cât de ai acolo, mamă? Suntem gata. Hai, tu făceai un vlog acum, nebunule. Wow, tu ești Verdini la naiba. Așa, mă mai bagi pe dragul în vlogul tău acum. Cum simți liber să te bucuri de ce-ți oferă viața? Îți place, place, îți place Viața cu Verdini! Astăzi este o zi super specială, super specială, o zi cu cerul înnorat, dar cu mult soare de fapt, pentru că mergem la Betty Ice, avem o întâlnire esențială la Betty Ice, unde sper să punem la punct un plan grandios, un plan genial, efectiv, asta vreau să fac. Cred că proiectul nostru merită cele mai frumoase colaborări care s-au făcut până acum. Vor fi colaborări unice și creative și speciale, lucruri care nu s-au mai făcut până acum și sper să ni se alăture parteneri mari. Vă țin la curent, poate revin și cu ceva secvențe, poate... De fapt, voi știți că dacă stați până la sfârșit, întotdeauna aflați lucruri la care nu v-ați fi așteptat, așa că le mulțumesc celor care rămân întotdeauna până la sfârșit și bravo vouă, pentru că voi aveți parte de picanteriile noastre, de detaliile noastre secrete. Sunt la etajul 8 aici, în Afi Lake View. Ia uitați cum se vede orașul. Cum a fost întâlnirea Florii până acum? Foarte bună. Super. Dar de ce vorbești încet? Eu nu vorbesc așa pentru că trebuie să țin liniște. Vorbesc așa pentru că doar așa pot să vorbesc. Ah, da, vorbesc serios? Am zis. Da, sunt răgușită. Este o plăcere să lucrez cu doamna Flori, să știți, atât vreau să vă spun. Deci uitați-vă la ea cât de frumos este îmbrăcată și cât de concentrată este, totul pentru copilul nostru numit Minunații. Minunații, proiectul Minunații este copilul nostru și crește foarte frumos. Au câteva premii, nu glumă. Impresionantă vitrina asta. Ia uitați. Wow. Ce copac frumos. Ce copac frumos. Obrat frumos. Obrat frumos. Nu asta. Copacul vieții de la Robert Toma, aia e mai bună. Dar nu mai știu eu să o fredonez acum. Dacă uitați voi pe internet, Copacul vieții, o capodoperă, da? E superbă melodia aia, superbă. Tu știi melodia Copacul vieții de la Robert Toma? Facem pariu că o să-ți placă, că o să zici, wow, îți mulțumesc că m-ai ajutat să o descoper. Facem pariu? Bine, te las pe tine să o cauți, da? Robert Toma, Copacul vieții, să-mi spui cum ți se pare, bine? Dar să o ascult la căști ca să intri în stare, că e o piesă sensibilă. Filmezi? Da. Cât de ai acolo, mamă? Suntem gata. Pregătiți. Am venit. Doamna Flori o să facă pe cineva bucuros. Chiar dacă sunt adulți, vă garantez că se vor bucura. Uitați, scrie Minunații aici. Avem șepcile lui Titi Coloriti, avem zarul magic, avem baloane de săpun, avem toate produsele Minunații. Așteptăm. Și când le primești de la așa o domnișoară, poate să fie orice, orice. Dacă e primit de la așa o domnișoară, e o perfect. O domnișoară, doamnă, da. Nu, e frumos domnișoară. Ea s-a pregătit, l-a scos, dar l-a scos degeaba, că n-avea ce să facă cu el. Așa e când ești în așteptare, știi? Mai muți un lucru de colo-colo, așa. Da. Hai că am oprit filmarea, Flori. Uh-huh. Nu, chiar am oprit. Pot să spun tot ce... Poți să spui tot ce gândești? Tot ce gândesc. Da, eu zic să vorbiți mai despre mine. Sau de în sală, la unde e. Poftim? Am zis să vorbiți mai încet, că deranjați. Da? Întreabă George dacă la 11 e nevoie să luăm o scurtă, să ia o scurtă pauză ca să ne putem organiza, 5-10 minute. Spune-i cum preferă, eu pot intra direct. Pot să-i preiau direct. Dacă el îmi deschide ușa și mă invită, intru direct. Bună ziua! Bună ziua! George, spune domnului George și am
venit să ne jucăm un pic. Lucruri mici, pentru copii mici, așa, o să vă rog să vă prefaceți că sunt interesante, da? Să vă prefaceți că vă distrați. George, dacă poți să închizi tu ecranul sau o să fie cineva online aici? English and Romanian. For English, best. Ok. I will try my best with English. I'm not as good as I wanted. See the card, okay? I have here a hammer. Just joking. I'm not that crazy. Catch it. Can you show it? Can you take this? Show everybody. It's safe, okay? Ai, tu făceai un vlog acum, nebunule. Wow, tu ești Verdini la naiba. Așa, mă mai bagi pe dragul în vlogul tău acum. Ba da, cum să zică lumea că avem... Hai mă, nu ne e frică mă de ce vorbește lumea. Lumea nu? Poate să vorbească. Ce... Unde e mami? E o problemă, mami nu e. Totdeauna ne place shopping. Da? Și tu te-ai apucat să faci de-astea? Da, zilnic pun. Viața cu Verdini se numește, să vă abonați. Pun zilnic pentru 6 ani de acum înainte. Ia uite ce frumos. Da. Și noaptea cine deja te produc. Filmează? Poți să vin eu? Da, poți. Să filmez? Da, cum, în sfârșit cineva care vorbește pe limba mea. Nu te-am mai văzut de mult. Și tocmai de-aia, n-ai mai vrut să apelezi la mine. Păi tu, dacă apelai la mine... Păi știi care e treaba? Da. Hai să facem, fii atent. Hai să programăm mâine sau poi mâine. Așa. Un vlog în care gătim noi doi. O rețetă pe care tu vrei să mi-o predai, să mă înveți, o rețetă. Facem? Și să te uiți că am pus câteva rețete, am făcut și eu lasagne, am pus niște paste acolo. Mai târziu un pic. Nu. Dar să fie ceva ce pot învăța și oamenii nu de pe mai internet. Nu zic mai târziu, asta era ideea, că mâine sunt la birou. A. Oamenii mai și muncesc, știi? Da. Eu sunt unul din oamenii care mai ajung din când în când la birou. Da, păi și... Și cum facem? Facem la noi în bucătărie sau la voi? La tine, că e mai oache și bucătăria ta. Da. Eu am bucătărie, dar e mai de sărac, așa și de-aia. Nu e vorba, mă. Deci se nu, poate face nu, aici să vă explic mai eu. Multe condimente, mai multe... Bucătăria lui este bucătărie de om care gătește cu adevărat, cu de toate nea, înțelegeți? El face la flacără, face cu ocul pe sub cap, are tot ce-i trebuie, cuțite, condimente, nu? Știu, da. De asta, dar eu l-aș invita totuși să-l pun în dificultate, l-aș chema la noi în bucătărie să văd cum se descurcă cu plita aia penibilă de... Cum... Ai uitat ce am făcut din niște paste? Da, chiar că. Te rog, frumos. Chiar că. Deci așadar, dragilor, îl avem aici pe Master Chef, șef bucătar, bucătar cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului, Bogdan! Rămâneți aproape, rămâneți alături de noi, că o să vină gătim, cu multe rețete. Deci gătim, și, și cum gătim și cum glumim și bă, o să vedeți că poate mai facem lucruri să dispară de pe acolo, dar nu mai zicem. Exact, hai, vedeți mâine. Da, rămâneți aici, abonați-vă!